În cadrul acestui concurs, județul Argeș a fost premiat în mai multe rânduri de ADR Sud Muntenia. Pentru modernizarea DJ504, în lungime de 24 de kilometri, limita județului Teleorman Popești, zvorul Recea, Cornețel, Vulpești, în valoare de 86 de milioane de lei, Consiliul Județean Argeș a fost premiat cu locul al doilea de către organismul care gestionează programul operațional regional 2014-2020 în regiunea noastră. Locul 2. Modernizarea DJ504, limită județ Teleorman, Popești, Izvorul, Recea, Cornățel, Vulpești, județul Argeș. Invit alături de mine reprezentantul Consiliului Județean Argeș, pe domnul vicepreședinte Nicolaescu. Pentru că suntem la un moment festiv și la un moment de decernare a unor premii, în primul rând, permiteți-mi și mie să mulțumesc în numele Consiliului Județean Argeș gazdelor noastre, Consiliul Județean Dâmbovița, organizatorilor ADR Sud Muntenia, și mulțumirile ar trebui să continue cu cei fără de care noi nu putem să ridicăm astăzi aceste premii. Și aici mă refer la echipa de implementare și la toți specialiștii care câteodată, din păcate, sunt foarte mult huliți, să spunem așa, în mediu, considerându-se că funcționarii publici nu lucrează, dar iată că plus valoarea în regiunea Sud-Muntenia este adusă și prin activitatea funcționarilor publici care lucrează în diferite structuri, la primării, Consiliul Județene și așa mai departe, ceea ce fac să aducă plus valoare fiecare comunități în parte, regiunii noastre și nu în ultimul rând României. Permiteți-mi să mulțumesc și constructorilor fără de care noi astăzi nu am fi putut implementa aceste proiecte. Chiar dacă aceste proiecte acum sunt premiate, numai cele care au fost terminate, vreau să vă spun că noi mai avem încă în implementare proiecte care vom încheia anul acesta, atrăgând astfel întreaga sumă pe care ne-am propus-o. În ultimul rând, proiectanții și marea echipă de la ADR Sud-Muntenia, care ne-a sprijinit de fiecare dată când am întâmpinat probleme în desfășurarea nu numai acestui proiect, ci a tuturor proiectelor în general. Iată ce face puterea, iată ce face unirea. Vă mulțumim și mult succes în continuare! Administrația din Topoloveni, condusă de Gheorghiță Boțârcă, a fost una dintre cele mai premiate din regiune. Astfel, pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din zona Calea București din Topoloveni, proiect de 900.000 de euro și, respectiv, pentru modernizare, extindere alei pietonale și construire piste pentru biciclete, proiect în valoare de 5 milioane de euro, a luat locul 2. La secțiunea Regenerare Urbană, proiectul prin care a fost înființat un parc nou în valoare de aproximativ 800.000 de euro a fost desemnat cel mai bun proiect din regiune. Mă bucur să fac parte din acest grup minunat al premiaților și în același timp să vă spun câteva cuvinte că acest pașaport îl avem toți în buzunar și este important cum îl folosim. Cu încredere, pășiți spre această deschidere minunată a României către accesarea de fonduri. Vă mulțumesc celor care au avut încredere și au încredere în proiectele noastre, celor care au votat. Sunt convins că au simțit nevoia acestor obiective pe care noi le-am promovat. Nu sunt ale noastre, sunt ale lor. Și drept dovadă, dacă le și folosesc, gradul de satisfacție este deosebit și s-a manifestat prin vot. Vă felicit pe toți! Și proiectele de restaurare ale mănăstirii Negru Vodă și mănăstirii Aninoasa s-au clasat pe locul al treilea și, respectiv, locul al doilea în regiune. Locul 3. Consolidare, restaurare și punere în valoare a mănăstirii Negru Vodă, Biserica Domnească, Adormirea Maicii Domnului, Turn Clopotniță, Casa Egumenească, Casa Domnească, Arhierească și zidul din incinta bisericii. Restaurarea unei mănăstiri sau biserici, să știți că asigură posibilitatea ca în cadrul fiecărei sfinte liturghii Mântuitorul Iisus Hristos să vină, să se întrupeze, să moară și să învieze. Aceasta este cea mai mare taină a creștinătății noastre ortodoxe. Deci în chip nevăzut Mântuitorul Hristos în cadrul fiecărei liturghii repetă, ca să zic așa, în ghilimele, ceea ce a săvârșit acum 2000 de ani.
De asemenea, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a premiat-o și pe ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, pentru sprijinul oferit din postura avută anterior de președinte al Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului.